Biserica greco-catolică Sfântul Ierarh Nicolae din Sniculau Mare a fost scena unei sărbători spirituale impresionante în data de 6 decembrie, marcând hramul bisericii. Comunitatea locală, împreună cu părintele Ionuț Blidar, s-a adunat pentru a celebra această zi specială începând de la ora 17 cu o ceremonie religioasă emoționantă. Momentul esențial al sărbătorii a fost sfințirea și tăierea colacului tradițional, un ritual profund înrădăcinat în cultura și spiritualitatea comunității. Acest gest simbolic a reunit credincioșii, simbolizând unitatea și continuitatea tradițiilor. Pentru că adevăratul Moș Crăciun, trebuie să știți că e Sfântul Nicolae. Dumneavoastră știți că, de exemplu, în Statele Unite, la Moș Crăciun se spune Santa Claus. Claus. De ce îi se spune Claus? Nicolaus. Adevăratul Moș Crăciun este Sfântul Nicolae. Există popoare precum polonezi, ucrainieni, austrieci, germani, care păstrează această tradiție și în ajun de Sfântul Nicolae se îmbracă cine? Tata din familie sau știți dumneavoastră cum fiecare vrea să facă bucurie copilor și se îmbracă în Moș Crăciun. Dar e Moș Nicolae. Ia în semnele episcopului, episcopale, mitra, hainele, cârja, engolpionul și așa mai departe, omoforul. Și se îmbracă în Moș Nicolae. Și așa aduce darul copiilor. Pentru că acest Moș Crăciun, care a înlocuit aproape Crăciunul, de fapt, la origini, nu era altul decât gâiul Moș Nicolae, pe care protestanții din Statele Unite ale Americii, neavându-l pe Sfântul Nicolae, l-au inventat pe Moș Crăciun. Moș Crăciunul cel adevărat e astăzi, și e Sfântul Nicolae care aduce darul copilului. Dar de ce e Moș Nicolae Moș Crăciun? Ce legătură are Sfântul Nicolae cu Crăciunul? Păi auziți ce frumos? Iată, cum vă spuneam, stihirile de la vecernie și cântările de la utrenie din ziua de astăzi, cât de frumos ne vorbesc despre Crăciun. Nu despre Nicolae, aproape că îl pun în umbră pe Nicolae, tocmai ca să pună în lumină Crăciunul. Ca să arate că Sfântul Nicolae ne pregătește de Crăciun. Și ce zic aceste cântări? Peșteră, pregătește-te, că vine mielușaua purtând în pântece pe mielușelul Hristos. Auziți ce frumos! Peșteră, pregătește-te! Biserică, pregătește-te! Orașule, pregătește-te! Familiilor, pregătiți-vă! Inimilor, pregătiți-vă! Că vine mielușaua! Atât de frumos, Maica Domnului e numită mielușaua. Pentru că Domnul Iisus Hristos este mielul de jertfă, mielul care ia asupra Lui păcatele lui. Sfânta liturghie a fost urmată de un recital de colinde închinat Sfântului Nicolae, ocrotitorul orașului. Aceste cântece pline de har și de bucurie au adus un omagiu vibrant Sfântului, creând o atmosferă de comuniune și căldură spirituală pentru toți cei prezenți. Finalul ceremoniei a fost marcat de degustarea prăjiturilor și a cozonacului, pregătite de membrii comunității, într-o atmosferă de ospitalitate și frățietate. Mă bucur tare mult că ne-am întâlnit astăzi de al doilea hram al bisericii noastre și am făcut aceste rugăciuni și Sfânta Liturghie, dedicată Sfântului Ierarh Nicolae, patronul bisericii noastre și a orașului nostru, Sfânt Nicolaul. Aceste momente de bucurie au întărit sentimentul de apartenență și au oferit oportunitatea de a celebra împreună valorile comune. Părintele paroh Sergiu Soica, alături de părintele Ionuț Blidar,
a invitat întreaga comunitate să participe la această sărbătoare specială. Într-o ordine aleatorie, aș vrea să-i mulțumesc și evident că mulțumesc părintelui Ionuț Bridaru că a făcut acest sacrificiu și a venit la noi în parohie astăzi să slujim noi împreună și spun că a făcut un sacrificiu, deoarece părintele are un băiat tare frumos pe care îl cheamă Nicolae și l-a lăsat pur și simplu acasă și a venit în mijlocul nostru. Pe această care îi mulțumesc părintele și evident că îi urăm micuțului să crească mare, să fie sănătos și evident la mulți ani și multe binecuvântări din partea noastră. Evenimentul a reprezentat nu doar o ocazie de a comemora viața și învățăturile Sfântului Ierarh Nicolae, dar și de a reafirma credința și valorile spirituale ale comunității din Ț-Nicolae Mare. Astfel, hramul Bisericii Greco-Catolice din Ț-Nicolae Mare a devenit un exemplu vibrant al modului în care tradiția și credința sunt păstrate vii și sunt celebrate cu mândrie și bucurie în inima comunității.